Cred că, în primul rând, aș vrea să vă anunț că mergem la Cotroceni din respect pentru instituția prezidențială, fiind o cea mai importantă instituție a statului român. Nu din respect pentru cei care au creat această criză politică. O să merg însoțit de către, normal, de secretarul general al partidului, de domnul Paul Stănescu, dar și de către trei tineri din administrațiile locale, să vadă și domnul președinte că nu sunt frustrați că sunt de la PSD, sunt frustrați de ce pățesc românii în administrațiile lor. Și vor fi mari probleme cu școlile și cu spitalele pe care le au în subordine în perioada următoare. Mergem și cu planul Partidului Social Democrat de combatere a crizei sanitare de acum 8 luni de zile, care este actual și acum. Și o să mergem și cu cele 10 propuneri pe termen scurt pe care le are Partidul Social Democrat, astfel încât capitalul românesc și populația să depășească aceste luni de zile, această iarnă. Spune. Propunere de premier aveți și dacă președintele vă va cere o propunere de premier? Vom face aceste declarații după consultările cu președintele Claus Iohannis.